Bună dimineața, este 30 noiembrie, ora 10.51 Pacific Time, deci ora locală. Suntem la 1021 Keys Drive, 1021 Keys Drive. Plecăm de la casa noastră într-o excursie până la râul Colorado. Dacă vom avea noroc, vom putea filma lucruri destul de interesante, între care vă voi filma strada noastră. Puțin pe urmă ne vom opri la Dry Lake Bed, El Dorado Dry Lake Bed, adică lacul uscat El Dorado, de unde zbor eu de obicei. Vă vom arăta centralele solare electrice. Pe urmă vom merge spre Nelson, minele de aur. Ne vom opri acolo și vom face câteva secvențe. Și pe urmă vom merge până la râul Colorado. Acum voi încerca să filmez puțin conducând și mașina aici pe strada noastră, Keys Drive în Boulder City. Așa arată strada noastră. Suntem tot pe Keys Drive, pe strada noastră. Am ajuns la capătul străzii noastre, Keys Drive. În centru imaginii se vede lacul Mid, munții, și în față vom intra pe autostrada 93, care ne va duce prin oraș și pe urmă o vom lua la sud, așa cum ați văzut și pe hart, pe hărțile, de fapt, pozele de hartă de pe Google Earth, care unde a făcut și anotări ca să știți în ce direcție mergem și unde este Nelson și râul Colorado în referință cu casa noastră. Acum ne oprim aici, oprim filmarea și vom continua mai târziu. Ne-am oprit aici pe autostrada 93 pentru că vreau să vă arăt Longhorn Mountain Goat. Aici sunt în fața noastră caprele noastre de munte, care sunt sigur sub sunt ocrotite, și să încercăm să aducem puțin mai aproape. Așa arată ele. Filmez cu aparatul meu nou de telefonul nou, care este un telefon mai bun, are cameră mai bună, și aici vom vedea, vom urca acest deal și după acest deal vom merge puțin către vest, de unde vom lua autostrada 95 spre sud. Am intrat în Boulder City, suntem pe strada principală, care de fapt în același timp este și autostrada 93, care vine din Arizona, trece râul Colorado la Hoover Dam, adică la dig, și din păcate trece prin oraș. De asta acum se construiește o centură pe care o să o arăt mai târziu, care va ocoli orașul și în sfârșit se va putea merge mult mai bine. După câte vedeți, orașul nostru, Boulder City, adică orașul stâncilor, de fapt este un oraș foarte mic, ceea ce ne bucură nespus, pentru că după ce am locuit la Chicago 10 de ani și la Boston la fel câțiva ani, deci în metropolii mari, este mult mai greu să te descurci într-o metropolie mare, și aici totul este foarte aproape, 5 minute de mers cu mașina. Avem magazinele, cele mai importante magazine, avem, putem să cumpărăm hrană, avem servicii, avem tot felul de restaurante la care noi nu prea mergem. Avem și un restaurant, o berărie care face o bere foarte bună locală. De fapt, nu una, face mai multe. Am să merg și într-o zi acolo să filmez. Acum ne apropiem de Junction US 95, adică de legătura cu autostrada 95, și vom merge în această direcție aici, spre stânga, cum arăt acum în centrul imaginii. Acolo este spre sud și ne vom opri la Dry Lake Bed, adică la lacul uscat, El Dorado, lacul uscat.
de unde eu zbor destul de des cu paramotorul meu și voiam să vă mai spun, acum nu se vede aici în imagine, dar este o cale ferată pe dreapta care de fapt mergea până la Las Vegas și pe această cale ferată ne aduceau materialul de construcție pentru dig. Acum mă opresc aici pentru că văd un polițai în spatele meu. Am ieșit de pe autostrada 93 și acum vom merge sub autostradă printr-un tunel sau pod, sub un pod care ne va face legătura cu autostrada 95. În fața noastră sunt McCulloch Mountains, adică munții McCulloch, și în centru imaginii este o carieră de piatră. Să apropiem puțin, chiar în centru imaginii. Din păcate trebuie să merg pentru că am o mașină în spate. Acum trecem sub autostrada 95 și 93, pardon, și ne vom afla pe autostrada 95 mergând spre sud. Am ajuns la Eldorado Dry Lake, lacul uscat Eldorado, nu departe de orașul nostru. Așa arată. Ăsta este de fapt fundul lacului, ca să spun așa. Este foarte neted. Dacă ne uităm bine, vom observa că este un fel de argilă care este uscată și crepată, dar în general este destul de neted, așa că cu siguranță se poate ateriza aici un Boeing 737, lanțul munților McCulloch, și chiar în centrul imaginii, se poate să apropie puțin, se vede centrala electrică solară, panourile solare și tot așa munții McCulloch. Camera arată acum spre nord și aeroportul este chiar acum în centrul imaginii. Această șosea este de fapt autostrada 95 care merge spre sud, spre Arizona. Acum arătăm spre est și Nelson, unde mergem noi, unde sunt minele de aur și râul Colorado, sunt cam tot așa în centrul imaginii. Ne apropiem de o intersecție, vom ieși de pe autostradă, o luăm la stânga, pe drumul național 165, adică 165, să fiu atent aici pentru că e greu de filmat, condus și să nu ne ciocnim cu cineva. Drumul acesta îngust, asfaltat, dar destul de accidentat, după cum veți vedea. Avem până la Nelson 11 mile și până la canionul Colorado River avem vreo 15, mi se pare. Ne apropiem de un punct unde vom ieși de pe acest drum îngust și vom intra în niște canioane. Sper să pot filma și să conduc jeepul. Drumul este foarte accidentat, trebuie să fim foarte atenți și vă voi duce la cel mai mare și cel mai modern și sofisticat tir din Statele Unite. De fapt, glumesc, este un loc ilegal unde lumea vine și trage și lasă murdăria după ei. După acești munți, chiar în centrul imaginii, vom trece și munții aceia mai târziu și de acolo vom coborâ în Nelson, unde vreau să vă arăt niște mine părăsite și tot felul de vestigii aproape istorice, ca să spun așa, de pe vremea mineritului în această zonă. Ne apropiem de ieșirea spre canion și să încercăm să filmăm. Cred că aici se iese, dacă îmi aduc bine aminte. Da, este destul de accidentat și va fi greu de filmat. Ne oprim aici.
M-am oprit că nu mai știu exact pe unde să merg, dar cred că drept în față. Vom încerca. Așa cum am spus, este foarte accidentat și jeepul ăsta scutură tare, dar totuși vă arăt câteva imagini ca să vă dați seama cam cum arată aici. Imediat vom intra într-un canion, pe partea dreaptă a imaginii, delușorurile astea care se văd, să știți că am găsit foarte multe geode pe care le-am și tăiat cu diamantul și le-am adăugat colecției mele de roci și minerale. Aici va fi o porțiune destul de problematică. Și de aici vom intra într-un mic canion. Drept înainte și aici va începe un canion. Am ajuns la canion, la începutul canionului. Nu sigur că nu se poate intra cu jeep-ul. Doar vreau să vă arăt cum se schimbă peisajul, cât de brusc, din aceste delușoare erodate și rotunjite, dintr-o dată se deschide aici, destul de dramatic, acest canion, un fel de prăpastie, și stâncele care sunt în jur sunt foarte frumoase. Aici era cel mai mare tir, cel mai modern tir din Statele Unite, dar văd că l-au curățit și au mai rămas acolo numai câteva vestigii care ne amintesc de marea dezordine care a fost aici. M-am oprit aici pentru o clipă ca să vă arăt cum cresc plantele în deșert. Asta este o vedere tipică de semi-deșert cu yucca trees, adică copacii aia yucca chiar în față, nu sunt palmieri. Și dacă ne uităm bine în depărtare, acolo se vede orașul nostru, Boulder City. M-am oprit aici ca să fac câteva trageri cu câteva arme, cu acest pistol de tir, de calibru 22. Atenție! Acum urmează un pistol de 9 mm Zigzauer. Acesta este Zigzauerul meu de 9 mm Parabellum Safety. Atenție! Foc! Cam atât. Acum voi trage câteva gloanțe cu arma mea de asalt, M4, M4, are și picioare, aici te pot sprijini și cred că este în armată. Aici avem sistem de ochire cu laser. Atenție! Pe creasta muntelui și de aici vom vedea o panoramă dramatică și o coborâre la fel de dramatică în Nelson. Nelson este un oraș minier, probabil că ați auzit, se și vede acolo în depărtare. Deocamdată trebuie să coborâm acest deal destul de abrupt. Și în Nelson au fost foarte multe mine de aur, dintre care niciuna nu mai este deschisă. Singura mină deschisă este de fapt un muzeu care a fost cumpărat de
niște particulari de la fostul proprietar și a fost transformat în muzeu, au curățat câteva galerii și se poate intra, se poate vizita și se pot vedea chiar și vine de aur în tavan. Roca este o rocă acidă, cred că este ceva dacit sau andezit, în orice caz conține bioxid de siliciu și regula, vechea regula minerilor spune follow the quartz, adică să sap galeriile în așa fel încât să urmezi vâna de quartz, pentru că în jurul vinelor de quartz se spune că depozitele de aur sunt mai mari. Am intrat aproape în Nelson, aici pe partea dreaptă va fi o clădire foarte ciudată și nu se poate intra, dar am să mă opresc eu puțin să vă arăt. Chiar acolo în centru imaginii nu se vede prea bine. Este o poartă, nu se poate intra și mie mi se pare că trebuie să fie ceva FBI safe house, pentru că am văzut de câte ori am fost aici, am văzut că aterizau elicoptere destul de ciudate, nu cred că erau elicoptere particulare. După câte vedeți, este un cătun, Nelson Elevation 3015 feet, deci elevația este de 3015 picioare deasupra nivelului mării. Mai mult sunt trailere, așa cum se vede aici, deci oamenii vin aici mai mult așa să petreacă. Nu cred că sunt prea mulți oameni care locuiesc aici pentru că este un cătun. Drumul coboară tot timpul și de fapt va coborâ până în Canyonul Colorado. Canyonul Colorado, nu Canyonul Colorado mare din Arizona, de fapt este râul Colorado care se lărgește după un timp și devine Lake Mojave. Aici se văd halde în centrul imaginii, ne vom mai apropia și acești munți sunt auriferi. Aici s-a scos foarte mult aur, dar din păcate producția s-a oprit înainte de război, de fapt în timpul celui de-al doilea război mondial, pentru că important era fierul și nu aurul și toți minerii ăștia s-au reprofilat pentru că era nevoie de foarte mult fier, oțel pentru armată. Aici avem o curbă destul de accentuată, iar în centrul imaginii se văd haldele. Voi intra pe drumul acesta lăturalnic, voi încerca să intru cu jeep-ul și să vedem ce se poate vedea acolo. Am oprit mașina și vreau să ies, dar am avut mare noroc că am observat un animal foarte drăguț, pe care nici vorbă să-l împușc, un iepuraș. După câte vedeți, iepurașii de deșert sunt mai micuți, trebuie să îndepărtăm pentru că la 3,4 mărire camera cam tremură, stabilizarea nu este prea bună. Voi încerca să ies să vedem dacă iepurila mai are curajul să stea acolo în tufiș. Aici se văd munții. Ăștia sunt munți auriferi și sunt foarte multe mine părăsite. Iepurila între timp a plecat, s-a speriat și aici se văd haldele în contralumină. Iar în centrul imaginii este o gură de mină părăsită și care, conform legii, ar trebui să fie astupată și vom merge să vedem dacă este astupată sau nu. Da, este astupată. Cam așa arată. Munții noștri aur poartă, noi puncte din poartă în poartă. Tot la Nelson suntem și vreau să arăt acești munți și cu roca aceea așa mai roșiatică la mijloc, în care eu am găsit de câteva ori foițe de aur, sigur că nu merită exploatate,
Iar aici, în centrul imaginii, va fi o gură de mină veche cu o haldă. Astfel de mine părăsite sunt foarte multe și, așa cum am spus, conform legii, trebuie închise. Deci dacă nu sunt în exploatare, trebuie să fie baricadate sau intrarea aruncată în aer, astupată, în așa fel încât oamenii să nu poată intra. Altă mină părăsită în centrul imaginii și, din păcate, nu se mai exploatează nimic aici. Munții sunt foarte frumoși, sălbatici, iar acum voi încerca să intru într-un canion. Nu știu până unde se poate intra cu jeep-ul între cei doi munți, pentru că am auzit că canionul a fost cumpărat de cineva și că atare acum este teren particular. Am fost de câteva ori aici, am găsit niște guri de mină în care se putea intra. Să vedem ce a mai rămas. Am intrat în canion și am și găsit o gură de mină care văd că nu este astupată. Nu mă voi apropia de intrare prea mult pentru că nu sunt îmbrăcat adecvat și n-aș vrea ca vreun crotal să mă muște. În orice caz, așa arată intrarea în mină. Iar canionul particular este chiar aici, între cei doi munți. Mă voi întoarce la mașină să vedem dacă se poate merge mai departe. Am intrat mai adânc în canion și am ajuns aici la un fel de ranch, care nu a fost înainte și cred că cel care a cumpărat acest canion și-a făcut aici un fel de ranch cu bar, cu grill, dar nu văd pe nimeni aici și n-am să stau mult pentru că este teren particular. Și pe terenuri particulare nu e voie să stai, să intri fără aprobarea lor, dar aici vreau să vă arăt niște cactuși foarte interesanți care cresc în mod natural. Și mai sus am ieșit din nou pe drumul ăsta național care duce la Nelson și vom tăia munții. Vom coborâ din nou, tot timpul coborâm până la râul Colorado. E o diferență destul de mare de nivel. O mină veche aici astupată, am mai arătat-o noi de jos și acum ne vom strecura printre munți ca să coborâm la Nelson, la mina de aur. Peisajul e foarte frumos, mie îmi place foarte mult, îmi plac stâncile. Toată viața, când eram tânăr, locuiam în România, visam să mă duc în Bucegi sau în locuri unde sunt stânci. Mi-au plăcut și munții din Valea Mureșului, însă erau acoperiți de pădure. Panorama este minunată, ne oprim numai puțin, jos acolo se vede Nelson, mina de aur de la Nelson. Și la stânga și la dreapta aici sunt niște canioane în care au fost tot așa mine de aur care au fost închise. Coborâm la mină. După câte vedeți, arată ca un mic cătun, ca un fel de mic orășel. Sunt foarte multe lucruri de vizitat, de văzut. Din păcate eu nu am timp, nu pot să intru să filmez în mine. Am făcut doar poze, am trimis poze, dar totuși voiam să vă arăt imagini care se mișcă, ca să spun așa, ca să vă dați seama de cum arată această fostă mină de aur. Sunt tot fel de clădiri în care sunt tot fel de exponate,
care mai de care mai ciudate, mașini vechi, așa cum am spus, se pot admira mașini de prin anii 1920, care încă mai sunt, sigur că nu mai merg, dar nu s-au dezintegrat complet. De exemplu, aici se văd foarte clar aceste mașini de pe vremea din anii 20. Din cauza umidității foarte scăzute, sigur că coroziunea este minimă. Mă voi opri aici să vă arăt. Știu că țineam în frigider niște șerpi cu clopoței aici la magazin, voi încerca să-i filmez. Tot la minele de la Nelson, ca să vă arăt o panoramă cu munții de la Nelson și roca aceea roză care se vede undeva în mijlocul muntelui, să știți că este auriferă și eu am găsit multe mostre cu foițe de aur înăuntru. Dar cel mai important ce vreau să vă arăt este acest muzeu de exponate, ca să-i spun așa. Vi se pare că este gunoi, dar de fapt a fost cândva gunoi. Astea sunt cutiile de conserve care au fost lăsate în urma minerilor care lucrau aici. După câte vedeți, sunt încă unele chiar întregi, unele sunt ciuruite de gloanțe, probabil că s-a tras și în ele, dar dacă vă uitați bine, de fapt ele încă mai sunt destul de întregi. De ce? Pentru că în deșert coroziunea este foarte mică, având în vedere că avem o umiditate medie de vreo 6 până la 8, maximum 10%. Ca atare nu prea ruginesc metalele și așa cum v-am arătat și în alte filme făcute la mina de aur, sunt mașini foarte, foarte vechi care sunt ruginite, dar încă sunt întregi. Aici se vede o țintă, merită să o filmăm, făcută de niște trăgători. Acești arbuști care vi arăt acum se numesc creozot bush, deci arbuști cu creozot. Dacă rupem frunzulițele, au niște frunze foarte mici, le frecăm între degete, vom simți un miros puternic de creozot. Mergem mai departe. Bine ați venit la mina de aur Tehaticup, or Tehaticup Gold Mine, stabilită în 1861. Aici se văd ruinile tancurilor de cianurare, pentru că metoda folosită aici era cianurarea și era foarte, foarte toxic. Sigur că azi nimeni nu ne-ar mai lăsa să cianurăm în aer liber. Aici este o veche stație de benzină Texaco și de ce o arăt? Pentru că aici s-au făcut de fapt câteva filme și într-unul din filme un avion a fost doborât și pe urmă aruncat în aer și am să vă arăt și rămășițele acestui avion. Aici avem clădirea principală cu un magazin. Se pot cumpăra amintiri, roci și cu exponate de mină. Voi intra și acolo. În fața magazinului sunt foarte multe exponate miniere, putem pe temă miniere, unelte vechi, ciocane pneumatice, iar acum sunt bostan pentru că am avut Thanksgiving. Uite, de exemplu, aici avem o cuvă de topit, probabil aurul, un ciocan pneumatic, tot felul de alte containere pentru aer comprimat. Aceste bile rotunde care le voi arăta chiar în centrul imaginii, de fapt au fost folosite pentru măcinarea rocii în morile cu bile.
este o colecție de numere de înmatriculare pentru mașini și voi intra în magazin aici, nu voi comenta pentru că nu voi comenta. Here's a guy in New York. There was like a truck that haul money. Security truck, whatever, but this one armored truck. Well, some guy, this one, like the back of it, it opens from the back, and some guy walked up, they got him all on video, and there was a bucket, 86 pounds. About to get to know who he is. That's wrong. Yeah. That's bull crap. We're checking the midtown. How do you leave a bucket unattended of that? Yeah. They said it was up. They said it was nothing but gold flakes, so all it is just chips of solid gold. When did that happen? Yesterday. Really? Where? In New York. Oh my God. Good for the guy. That guy's getting fired. That's bull crap, you guys. I don't believe that one. That doesn't happen. I'm sure it does. No. First of all, that kind of gold, do you realize how many millions of dollars that is? 1.6 million. Yeah, 1.6 million. So what, the guys go on lunch break, leave the back door? If he was just a guy walking by, you'd have no idea what's in it. Yeah. That's an inside job. You're gonna find him. Oh, there you go. Yeah, someone's in trouble. Cred că ați remarcat șerpii cu clopoței care erau în freezer, adică în congelator. Aici e un telefon vechi cu monede. Iar în cea de-a doua sală sunt tot felul de exponate. Unele sunt de colecție și nu se vând, altele se pot cumpăra. Nu am timp să le arăt pe toate pendelete, dar doar așa puțin. O sobă veche. Colecție de sticle. O mașină modernă de scris. Și vom ieși afară să mai filmăm și afară. Mulțumesc pentru atenție. Vă arăt acum câteva imagini cu mașini vechi. Asta era un turn de apă pentru pompieri. Și cu acel furtun alb se umplea cisterna acestei mașini de epocă, de epocă de aur. Ca să zic așa, asta este o mașină de pompieri, după câte vedeți, ruginită, dar rugina, pentru că nu este coroziune electrochimică, acționează ca un fel de cocleală, ca un fel de oxid protector. Sigur, cauciucurile sunt deja duse și, bineînțeles, că marca acestei mașini este... Da, ați ghicit, este Ford. Aici sunt tot felul de căsuțe mai mici. În astfel de căsuțe locuiau minierii. Multe dintre ele au fost dărâmate, au ars. Iar aici avem o motocicletă de curse care atinge o viteză supersonică. Vă rog să o admirați. Trebuie să fim foarte atenți pe unde călcăm, pentru că aici sunt foarte mulți crotali, șerpi cu clopoței. Și de asta n-am intrat nici în mină acolo unde, care v-am arătat-o, pentru că nu sunt îmbrăcat adecvat și unii
șerpi sunt foarte, foarte agresivi. Când temperatura scade sub 60 de grade Fahrenheit, șerpii se ascund în pământ și hibernează și atunci se poate circula, se poate vizita, se poate merge oriunde, în deșert. Hal de acolo, în centrul imaginii, de culoare deschisă, sunt mâlurile de la cianurare și dacă credeți, dacă nu, ele au rămas acolo, sigur că nu mai sunt otrăvitoare și sunt corodate, se vede clar cum apa care cade rar din cer le corodează și le spală. Pe partea cealaltă avem tot așa o colecție de mașini, lumina nu este prea bună, în orice caz acolo este intrarea mină și tancurile de cianurare. De fapt, sunt câteva intrări în mină. Încă o vedere spre mină, spre intrarea la mină și tancurile de cianurare, câteva clădiri adiacente și mașini mai vechi, mai noi, iar acolo în spate văd că acum au achiziționat și o mașină militară. Camera arată spre nord, acum ne întoarcem spre est și mi se deschide o panoramă spre râul Colorado. Și așa cum am promis, am venit aici să mă opresc o clipă să vă arăt și acel avion despre care am spus că a fost aruncat în aer într-un film. Mai jos, pentru că acum, așa cum am spus, tot coborâm până la râul Colorado, se află și un cimitir de avioane ale Navy-ului american. Și am să mă opresc, nu se poate intra, dar totuși am să iau câteva imagini. Keep out private road, adică nu se poate intra, este un drum privat. Aici este cimitirul de avioane despre care am vorbit, avioane vechi de vânătoare Navy cu reacție. Dacă aș fi mai tânăr, aș intra, aș risca, dar așa, pentru a arăta câteva ruini, nu merită. Totuși se văd acolo foarte bine fuzelaje cu semnul, cu steaua de Navy. Și pentru că vântul a fost foarte puternic aici, a trebuit să tai sunetul de fond și să înregistrez adițional cu microfon conectat la calculator în timp ce montam acest film. Acest film este mai vechi, pe care l-am refăcut. Aici se vede drumul care tot timpul coboară, așa cum v-am mai spus, spre lacul Mojave, care este de fapt râul Colorado mai umflat din cauza unui dig destul de important la sud, deci în aval. În fața noastră se află o mină de argint. Dacă apropiem, putem să vedem gura sau intrarea în mină, iar pe partea dreaptă sus o haldă. Mina este de argint, așa cum am spus, nu este astupată, se poate intra, însă eu nu voi intra prea adânc din cauza că nu sunt îmbrăcat adecvat și sunt foarte mulți crotali, adică șerpi cu clopoței. Așa arată intrarea în mină și voi parca mașina sus de tot și vom intra să vedeți și voi cum arată. La una dintre intrările în mină, vreau să vă arăt numai o mică panoramă înainte și pe urmă, așa cum, ca și în România, numele măgarilor e scris pe toți pereții. Veți vedea de ce. Asta este intrarea în mină, una din intrări. Să ne apropiem puțin. După cât vedeți, sunt multe semnături, semne ale unor măgari care și-au imortalizat prezența aici. Galeria coboară chiar foarte abrupt și nu voi intra pentru că mi-e frică de șerpi, nu sunt îmbrăcat adecvat, așa cum am mai spus. Se poate intra, nu știu până când, până unde se poate intra, poate că într-o zi am să vin îmbrăcat mai cu protecție și cu cizme de cauciuc, poate
ca să nu mă muște vreun crotal. Și acolo mai este încă o intrare care am să o arăt. Dar vă rog să admirați și picturile astea murale frumos colorate ale unor animale care se numesc măgari și artă modernă. Sunt diferite deschizături prin care se poate intra, iar aici am impresia că am mai fost eu de câteva ori, dar am uitat, cred că este galeria principală, este foarte mare. Asta este o mină veche de argint. Pereții sunt afumați, sus probabil că s-au făcut și focuri de tabără și cam atât. Ieșim și continuăm drumul spre râul Colorado și lacul Mojave. Am intrat în rezervat Lake Mead Recreational Area, care este rezervat natural, de aici. Nu se poate, din acest canion nu se poate lua nicio rocă, nicio plantă, absolut nimic. Noi când am fost cu Santa la început, când ne-am mutat aici, am intrat cu jeep-ul tocmai în torentul ăsta, în valea asta aici, care acum sigur nu are apă. Și de aici am colecționat o mulțime de roci și ne-au prins, ne-au făcut poze și a trebuit să plătesc, mi se pare, $700. Aici scrie vehicles permitted only on approved dirt roads with this symbol. Deci nu se poate intra decât pe drumuri, sigur neasfaltate, dirt roads, care au simbolul cu săgeata galbenă. Încă o dată, suntem în rezervat și sunt anumite trasee pe care se poate circula cu mașina. Pe jos nu e nicio problemă. Canionul este destul de întortocheat. Eu am să mai filmez, nu e prea ușor să filmezi și să conduci mașina, mai ales în astfel de curbe, și să te mai și uiți în monitor să vezi dacă țintești bine sau nu. În orice caz, pe dreapta, așa cum am spus, este un torent uscat, care atunci când plouă mult se umple cu apă și tot timpul, să știți că și aici se pot găsi foițe de aur, pentru că tot timpul rocile munților auriferi sunt spălate. Încă tot coborâm și am să mă opresc nu peste mult, pentru că vreau să vă arăt niște martori de eroziune, tot într-un canion, și acești martori de eroziune dovedesc că nu avem activități seismice prea accentuate în această zonă. Aici este un alt canion care se deschide și în depărtare se va vedea o șuviță albastră, care de fapt este deja lacul Mojave. Nu știu dacă se vede în imagine, este destul de complicat să conduci și să... Iar acolo jos în vale sunt cei doi martori de eroziune. Ca niște turnulețe. Iar în depărtare, lacul Mojave. Râul Colorado devine lacul Mojave pentru că mai jos în Arizona există un dig. Și acest dig umflă apele râului Colorado și devin un adevărat lac. Am să mă opresc puțin mai încolo să vedem acești martori de eroziune mai bine. M-am oprit mai aproape de acest canion, care îl vom vedea imediat în imagine și care conține câțiva martori de eroziune, așa cum mi-am arătat mai de la distanță. Acum se văd, cred că, mult mai clar. Lumina nu este prea favorabilă, în orice caz sunt ca niște turnulețe, ca să nu vorbesc mai urât cu ce seamănă. Iar în depărtare, așa cum știți deja, lacul Mojave.
Nu mai avem mult până la râul Colorado și lacul Mojave. A trecut o mașină lângă noi. Mare eveniment, pentru că așa cum vedeți aici aproape că nu există circulație. Sigur că sezonul turistic încă nu a început, că de obicei lumea vine să viziteze iarna, când temperatura este mai joasă, este răcoare, de fapt. Iernile la noi sunt foarte blânde, temperatura rare ori coboară la 5 grade Celsius și astăzi, de exemplu, au fost 60 de grade. 60 de grade, asta înseamnă, mi se pare, vreo 15 grade Celsius. Munții pe cealaltă parte, pe cealaltă mal a râului Colorado, noi suntem pe malul drept și pe malul stâng, acești munți sunt deja în statul Arizona. Vom coborâ până când unde se poate și după aceea cred că va trebui să pun mașina în four-wheel drive, adică cu tracțiune pe patru roți, pentru că voi încerca să trec prin niște dune de nisip ca să ajung aproape de lacul Mojave. Părăsim drumul care ne-a dus foarte aproape de râul Colorado și coborâm pe niște serpentine nu prea groaznice ca să fim tot mai jos, mai aproape de nivelul apei și, așa cum am spus, voi încerca să merg cu mașina mai aproape de apă, dar va trebui să trecem prin niște dune de nisip și drumul va fi în nisip, așa că va trebui să punem four-wheel drive. Deci este o parcare pe stânga și din parcarea aceea văd că acum se poate, ne putem apropia de lacul Mojave. Voi încerca, înainte era închis, dar cred că nu mă duc pentru că știu că este accidentat. În orice caz, aici vedeți roci stratificate. Astea sunt roci sedimentare de tipul continental. Deci sedimentele acestea provin din munți de sus și se vede că sunt stratificate, de ceea ce înseamnă că sunt sedimentare și sunt de fapt conglomerate. Acolo nu se vede bine, ia să ne întoarcem aici. Se vede că e un fel de conglomerat, gresie stratificată și are și stratificare încrucișată care denotă în mod cert că este vorba de depozite continentale. Acum părăsim asfaltul și vom încerca să mergem pe acest drum cu pietriș. Am trecut dunele cu succes, acum sunt tot așa pe un drum gravel road, nu știu cum se spune în românește, drum pietriș. Și în depărtare acolo se vede lacul Mojave. Nu știu până unde putem merge cu mașina, că totuși aș vrea să vă arăt apa mai de aproape. Aici sunt câteva locuri de pescuit foarte bune și cred că anul viitor voi veni să îmi încerc norocul. Cam scutură, așa că și glasul meu este cam întrerupt. Este un peisaj foarte, foarte frumos. Mie îmi place foarte mult. Și de fapt nu este deșert, este semi-deșert. Așa cum vedeți, mai cresc și plante. Va trebui să întrerup filmarea pentru că nu pot să vorbesc așa scutură această mașină minunată, care are o suspensie foarte proastă. În sfârșit, am ajuns mai aproape de apă. După câte văd, ne vom putea chiar scălda. Jeepul ăsta, așa cum am spus, are o suspensie foarte proastă, de fapt. Toate mașinile de teren au o suspensie rigidă și dacă drumul este accidentat, cam scutură, dar te poți obișnui. Aici n-am mai fost niciodată, așa că sunt
și eu pentru prima dată, ca și cei care vor viziona acest film, știu că este un loc minunat de pescuit pentru că am citit despre acest loc. Așa cum se vede, Albia este destul de lată, deoarece apa e umflată, adică umflată în sensul că nivelul de apă este ridicat datorită unui dig care este mai jos și care, de fapt, este folosit tot așa pentru o stație, mă uit după pești în același timp, pentru o mică hidrocentrală. Aici ne oprim, acesta este punctul terminus al excursiei noastre de azi și aici, în această clădire monumentală, după câte vedeți, trăim într-o țară civilizată, se poate merge la WC-ul. Ceea ce îmi place aici în Statele Unite este faptul că nu există murdărie prin parcuri sau lumea nu își lasă excrementele în toate locurile. Asta este foarte frumos. Încă o dată vă arăt apa și voi coborâ din mașină. Am ajuns pe celălalt mal al acestui golfuleț. Apa este foarte, foarte curată, așa cum se vede în imagine. Și are o culoare verzuie, probabil din cauza planctonului care acum probabil că este în floare, ca să zic așa. În Polonia se spunea că lacul înflorește. Sunt perioade, mai ales vara, la lacurile mazuriene, când algele se dezvoltă excesiv și atunci culoarea se schimbă în verde și lumea spune că lacul a înflorit. Aici zgomotul care se aude de fapt este cauzat de aceste mini valuri care se rovesc de stâncă. Vom merge mai încolo să vedem, poate găsim și vreun peștișor. Da, am găsit și sursa clipocitului, într-adevăr, sunt valurile care se lovesc de stâncă. Nu se vede niciun peștișor și eu tot aștept să vină peștișorul de aur ca să mă întrebe dacă am trei dorințe. Și dacă ar veni, aș spune prima dorință să fiu cu vreo 40 de ani mai tânăr, a doua dorință să câștig loto și a treia dorință, cea mai importantă, să mai pot să mai trăiesc cu Sanda încă vreo 40 de ani. Toate acestea în zadar, pentru că văd că peștișorul nu vrea să apară, dar data viitoare va veni cu ceva momeală, poate totuși vreun peștișor de aur va sosi și la mine. M-am sacrificat, am trecut peste niște stânci ca să vin aici mai aproape de lacul Mojave să fac o panoramă ca să aveți o idee cât este de mare și de lat. Sigur, dorința ascunsă a mea este ca acel peștișor de aur să apară și să-mi, dacă nu trei, cel puțin o singură dorință să-mi îndeplinească. Mai așteptăm puțin. Suntem contra lumină, dar acolo totuși cred că se vede mașina. Deci am fost pe malul acela, în centrul imaginii, și pe urmă am venit jur împrejur și am aterizat aici, pe aceste stânci. Trebuie să vă spun că mai sus, la munte, de aici, acolo unde v-am spus că era prima parcare și n-am vrut să merg cu jeepul, că nu se putea merge până la apă, acolo a fost un port și pe râu Colorado veneau steamship, adică vapoare cu aburi, până aici și duceau aurul, îl duceau până la San Francisco și a fost o inundație groaznică și de fapt bolovanii care veneau cu apa și nisipul au nivelat complet acel port, acolo erau și multe case,
mulți oameni au murit. Încă o dată o panoramă. Ne uităm acum spre est. Pe malul celălalt este Arizona. Și acum ne uităm la vale, spre sud. Și ne oprim aici. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Am ajuns la punctul terminus al excursiei noastre de la Boulder City până la râul Colorado și lacul Mojave. Și aici mi-au rămas bun. Vă mulțumesc pentru atenție încă o dată și vă rog să mă scuzați pentru toate greșelile de montar, de montaj, de sunet, de încadrare. Doar acum învăț. La fotografii mă pricep mai bine, dar la filmat mai puțin. La revedere!